Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus sesizarea instanței de judecată într-un caz privind infracțiuni de fals în declarații și deturnarea licitațiilor publice. Mai exact în luna decembrie 2017, la o licitație publică derulată de Ministerul Turismului privind organizarea evenimentului Crăciun în Maramureș, cei doi oameni de afaceri inculpați în dosar ar fi efectuat demersuri pentru ca una dintre cele două firme pe care le reprezentau să câștige licitația. Până la momentul depunerii ofertelor, cei doi ar fi colaborat și s-au consiliat Reciproc cu privire la modul de întocmire a documentației, ar fi pregătit oferte identice și ar fi stabilit prețurile pentru ofertele financiare de comun acord, unul dintre ele fiind mai mici. De asemenea, ar fi dat declarații false din care rezulta că societățile erau într-o reală competiție și că puteau organiza evenimentul. În realitate, s-a urmărit ca una dintre firme să câștige licitație, iar cealaltă, în calitate de subcontractor, să presteze o parte din servicii. Prin intermediare, ofertele au ajuns la Ministerul Turismului și s-a încheiat contract, iar firma câștigătoare a subcontractat o parte din servicii celeilalte societăți comerciale. În cauză Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de succesor legal al Ministerului Turismului, s-a constituit parte civilă cu suma de 114.554 de lei, care a fost achitată firmei câștigătoare a licitației, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere. Inculpații și-au recunoscut faptele și au fost de acord cu pedepsele aplicate. Aceștia au primit un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Dosarele de urmărire penală au fost trimise la Tribunalul Maramureș.